Certificatul verde va fi necesar pentru accesul în magazinele neesențiale, a anunțat premierul interimar Florin Cățu. Biroul executiv al PNL a decis vineri susținerea în Parlament a demersurilor pentru introducerea certificatului verde COVID-19 la activitățile economice, în afara celor esențiale. Știu că este un subiect nepopular, îmi asum acest risc politic, a precizat Cățu. Întrebat dacă introducerea obligativității certificatului verde inclusiv pentru magazine nu ar însemna o restricționare a accesului cumpărătorilor, Cățu a spus că asta nu este restricționare, este doar o triere. Accesul în magazinele esențiale nu va fi condiționat de certificatul verde, după cum declarase inițial și șeful departamentului pentru situații de urgență Raed Arafat, în urma consultărilor cu Florin Câțu. Nu vorbim de magazinele alimentare, unde sunt lucrurile esențiale la care trebuie să aibă oricine acces, a precizat Arafat. Asta va trebui să fie o decizie prin act normativ, în anumite zone, anumite localuri, anumite magazine, să se intre cu certificatul verde. E un lucru care e aplicat și în alte țări, a adăugat șeful DSU.